Bună ziua, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria mea. Eu sunt Maia și astăzi o să facem tartă cu urdă și mascarpone, o rețetă foarte ușoară, foarte rapidă și foarte bună. Mai întâi, o să ne ocupăm de aluatul pentru tartă. Punem în castron 2 ouă, 100 de grame de zahăr, 150 de mililitri de ulei. Amestecăm puțin. Pun 10 grame de praf de copt și îl cern să nu rămână gogoloașe și îl amestec puțin. Pun și un pachetel de zahăr vanilat. Punem coajă rasă de lămâie și de portocală cât dorim noi. Iar acum o să punem 380 de grame de făină și o să frământăm. Iar acum o să-l frământăm până o să se ia după mâini. O să pun puțină făină pe masa de lucru și o să-l mai frământ puțin și aici. Și aluatul nostru este gata. Nu trebuie să iasă nici prea tare, nici prea moale. Acesta este aluatul. Nu se lipește deloc pe mâini. Este foarte bun. Tarta o să o facem în această formă rotundă, cu diametru de 26 de cm, pe care mai întâi am uns-o cu unt, iar apoi am tapetat-o cu făină. Am pus o foaie de hârtie de copt. Și o să pun aluatul pe ea, ca să se întindă mai bine. O să fac o foaie rotundă. Foaia trebuie să fie groasă de 3-4 mm. Iar acum o să o punem în tavă. O să tăiem surplusul. Și uitați ce frumos s-a așezat. Cu o furculiță o să înțepăm fundul. Acum o să ne ocupăm de umplutură și avem aici 500 de grame de urdă. O să pun 200 de grame de mascarpone. 100 de grame de zahăr. Un pachetel de zahăr vanilat. 2 gălbenușuri de ou. Și coajă rasă de lămâie și de portocală. Amestecăm totul bine cu o lingură. Și umplutura este gata. Și o întindem. Din aluatul care ne-a rămas, o să facem câteva fâșii, să le punem deasupra.
Prăjitura noastră este gata. O să o punem la cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru circa 40 de minute, dar între timp dumneavoastră vă mai uitați pentru că fiecare cuptor coace altfel. Am scos tarta din cuptor, arată foarte bine, miroase foarte frumos și sunt sigură că este și foarte bună. O să o las puțin să se răcească, după care o să o răsturn pe platou. Acum o să o răsturnăm. O să o dăm cu zahăr pudră. Și uitați ce bine arată. Și miroase atât de frumos. Dragii mei, aceasta a fost rețeta de astăzi. Să știți că e și foarte bună. Este foarte parfumată. Sper să vă placă această rețetă și să vă fie de folos. Vă mulțumesc pentru susținere. Vă pup și vă îmbrățișez cu mare drag pe toți. Și să ne revedem și la următoarea rețetă cu bine.